Dar nu văd nicio greutate. Eu sper că noi nu continuăm tot așa și la gătit. De ce? Eu nu văd o problemă cu mâna stângă să tai niște legume, așa că... Eu nu știu, eu nu vreau să risc să tai cu mâna stângă. Dar eu am să risc și dedic această ediție tuturor stângacilor, pentru că astăzi este ziua internațională a stângacilor, adică a mea. Da, este ziua internațională a dreptacilor. Nu, este pentru că stângacii sunt în minoritate și trebuie respectați și iubiți. Nu, ca atare, să fim sinceri, eu am auzit că persoanele care sunt stângace sunt foarte talentate. Dar eu nu te-am convins? Ei, te mai faci din când în când. Hai să trecem. Ok, ce gătim astăzi? Ceva. Hai să vie. Deci, Valeria, ce gătim noi astăzi? Astăzi gătim fiecare sandwich-ul său. O să fie sandwich-ul tău preferat, mai cred. Mai o să fie preferat în cazul în care o să fie cu cărniță. Carne, a tău o să fie... cărnișor, cu sălămaș, numai nu cu... Al tău o să fie varianta carnivoră, dar al meu vegetariană. Așa că, dragi stângaci, pentru că astăzi dedicăm această ediție gustoasă vouă, fiți foarte atenți și faceți sandwich-ul pe care îl fac eu, nu Valeria. Dă-mi, te rog, cuțitul și tu, ca de obicei, mă întrerupi și eu vreau să zic că nu contează că ești stângaci sau dreptaci, printre toți există și vegetariani, și vegani, și da, carnivori, și omnivori ca tine. Și haide să te vedem cu mâna stângă cum... Dar chiar n-am tăiat niciodată. Să tai subțire carnea. Dar eu nu știu cum. Tai felii subțiri, cum nu știi cum? Ian? Ia uite, n-am treabă, poftim. Spune, te rog, cum tu nu te tai așa tăind? Pentru că eu de mic fac tot cu mâna stângă. Pentru mine mâna dreaptă este cumva așa un fel de umplutură, știi? Da, ia-mi dă să văd ce faci tu cu mâna dreaptă. Oi, blin. Păi ia atât cu dreapta. Dar eu chiar nu pot. Dar crezi că eu pot? Da, eu am să tai totuși, iată așa. Cu mâna stângă. Gata, eu revin la mâna dreaptă, că nu fac eu treabă cu mâna așa îngusti, subțirii. Perfect. Dar tu decide pentru tine, cum ți-ți place? Mie îmi place cât mai multă carne și cât mai grosuț, spate și carne de purceluș. De asta și am ales pentru tine atât carne cât și salam. Este o combinație interesantă pentru că salamul este semi-afumat, așa să zicem, și îi dă o aromă de fum. Cum alegem corect pâinea pentru un sandwich? Depinde ce sandwich. Dacă facem acasă un sandwich toast, știi, avem nevoie de pâine de aceea albastră. Pătrată. Sau acum că este la modă pâine fără gluten sau pâine de secară, pâine fără drojdie, eu azi am ales pâine cu drojdie. Pâine omenească, ca e mănânc toată lumea. Este important și legumele să le alegem sau putem face sandwich-ul cu orice dorim, cu orice avem prin casă, de exemplu. Sau dacă nu avem nimic prin casă, este foarte simplu. Regula numărul 1, mergi la Linela și îți cumperi și pâine, și salam, și legume și toate numai bune pentru un sandwich gustos. Plus la toate legumele și fructele, carnea, lactatele sunt produse autohton și nu o să dați greș. Ceea ce am vrut să spun este că mie cel mai mult îmi place sandwich-ul din rămășițe. Cum adică din rămășițe? De exemplu, ai făcut cu o seară înainte pui și cu cartofi. Rămas niște carne. Da. Ei, nu, mie nu-mi place deloc. Nu, mine tu glumești. Nu, ori ce a fost mâncarea de ieri, este mâncarea de ieri, mâncarea de astăzi, mâncarea de astăzi. N-ai mâncat un sandwich reinventat. Cu asta? O pui în bol. Așa. Condimentezi cu sare, piper, paprika. V-am zis, dragilor, după ce tăiem feliuț, pieptul punem în bol. Și îl condimentăm facem? Cu sare, cu piper negru, cu un piculeț de ulei. Usturoi. Numai am strâng foarte mult să-mi spui cât usturoi. Tu decizi. Eu decid, bun, gata. Care este sandwich-ul tău veritabil? Veritabil și cel mai gustos sandwich este o pâine așa mare, frumoasă, din asta, sănătoasă. Acolo punem piept de pui,
cărniță de purceluș, cărniță de văcuță, salam afumat, salam doctorski, salam soră medicală și multe, multe altele. Că așa, când deschizi gura, simți cum crape, ca gurița ta crapă în stânga și în dreapta. Așa. E că ăsta este sandwichul meu preferat. Zim, tu ai făcut vreodată un sandwich din pâinea coaptă de tine? Pentru că știu că din când în când mai coci tu câte ceva și postezi cu tine pe pagină. Pe lângă toate. Da. Am copt și pâinea, am făcut și sandwich și m-am bucurat foarte mult că eu am făcut sandwich din pâinea care am copt-o. Vreau să mai încerc, desigur, că multe rețete ce ține de pâine pentru sandwich și lucrez la aceste rețete. De asemenea, eu am încercat, dar pe tine nu se fascinează foarte tare, sandwich cu hummus, cu legume coapte și cu spanac. Da, poți deja să nu continui, că nu mi-e interesant deloc și nici măcar gustos nu-mi pare. E gustos, măi! Viața ta e numai... În carne, deci un bărbat sănătos mănâncă tot timpul la mic dejun cărniță, la amiază cărniță, seara cărniță. Și în mod normal, după ce ne-am spălat mânuțele în lacul de aici, de la Costești, mestecăm foarte bine cu mâna. Legumele sunt acoperite cu ulei și condimente. La Emilian văd că puiul acesta a fost masat, că a intrat toate condimentele și în interior. Puiul o să-l coacem pe grătar aproximativ 7 minute pe fiecare parte sau în dependență de cât de gros tăieți bucata de pui. Legumele o să le coc 4-5 minute pe fiecare parte, după care revenim și scobim miezul. Miezul din pâine. Uh-huh. Hai, la grătar! Valerica, dar spune-te rog frumos, ce facem noi cu miezul ăsta? Că nu, păcat să... Da, noi nu-l aruncăm. Putem face pesmeți din el. Chiar putem face pesmeți mărunțiți, uscați și apoi să-i folosim în chifteluțe sau în pârjoale, știi? Punem în cuptor. Da. Și-l uscăm. Îl uscăm foarte bine. Sau putem să facem cu miezul, iată așa, uite, cu mânuța, bați bine și... Bravo, bravo, e că trebuie să chem și pe tine, la mine. Eu o să pregătesc sosul. Iar eu am să tai roșiile felii foarte subțiri. Bravo, eu pun în pistil pătrunjel, busuioc, usturoi și o să pisez totul, după care o să condimentez cu sare, piper, ulei de măsline și sosul va fi gata. Dar eu vreau să zic că eu am sosul meu personal pe care am să-l folosesc la acest sandwich. Chiar m-ai intrigat ce sos tu ai. Pun căței de usturoi și încep să pisez totul. Eu o să umplu pâinea mea cu sosul pregătit mai devreme, cu legume, cu mozzarella. Dar tu? Ah, femeile astea întotdeauna au fost niște perverse. Când am zis sosul meu personal, iată, este ketchup-ul pe care îl luăm, îl deschidem și îl punem, iată. Luăm o linguriță de la Valeria, dorit. Uitați-vă cât de frumos ungem pereții acestei pâinicele. După asta, foarte atent, punem pe straturi, dragilor. Valeria, zi-mi, te rog frumos, cu siguranță nu știi, care este cel mai mare sandwich care a fost făcut vreodată? De ce eu cu siguranță știu? Pentru că ești food vlogger. Cel mai mare, adică câte kilograme avea? Da. Hai eu să ghicesc. Hai ghicești. Vreo 2-3 mii de kilograme? Nu. Cel mai mare, dragilor, sandwich a fost făcut în America. Așa. Și a cântărit 5.440 de kilograme. O, Doamne, și câtă lume a mâncat din el? Din el a mâncat aproape 3 moldovi.
Precis. Așa, mai punem un piculeț de sos personal și deasupra. Acum, zi-mi, care este cel mai lung sandwich care a fost făcut vreodată? Am crezut că iar... Și acum Valeria se întreabă, dar de unde ești scătina asta știită? Da, chiar de unde? Pentru că eu am un prieten foarte bun care se numește Nenea Google. Așa. Și când gătim ceva, eu mă uită să văd ce zice Google-ul despre sandwich-ul de astăzi. Măi, cel mai lung. Tot nu am idee, dar hai, eu de la fel o să ghicesc, vreo 2-3 metri, cât poți aibă. A fost de 7 metri și a fost acest record făcut în ce țară? Aici ai zis ce știu. Unde? În Liban, dragilor, notați-vă această informație. Dar acum o să batem un nou record. Cel mai delicios și cel mai gustos sandwich va fi sandwich-ul by me, no by Valeria. Mi-a plăcut să ieșim la natură, să gătim un sandwich, să ne așezăm, să-l savurăm. Și nu avem nevoie de tare multe lucruri să luăm cu noi. Corect. Eu aș adăuga încă ceva la acest sandwich. Încă unul, că e foarte gustos. Bravo, bravo. Dacă data aceasta am făcut mâncare cu mâna stângă, propun data viitoare să mai facem o altă provocare, de exemplu, cu ochii legați. Dar de ce și nu? Și până la urmă o să fim și cu degetele tăiate și fără mâncare. Dar mie îmi place cum tu-i... Dă-i un cânșor. N-am, mami, n-am știe. E bun sandwich făcut de mine.